Se știe foarte bine faptul că în momentul în care îți cumperi o mașină second hand, te expui la riscul de a lua o țeapă. Puteți observa și în aceste rapoarte poze înainte și după daune. Mașinile au fost reparate, puse la vânzare, kilometraj modificat. Bineînțeles, și în România se practică aceste scamatorii, să zicem așa. Puteți beneficia de 20% reducere la fiecare raport prin linkul din descriere. Exemplu este și această Skoda Octavia, care are și kilometri dați înapoi și anumite daune. Aveți linkul de care vertical în descriere. Bine m-am găsit la un nou episod, un episod în care o să o prezint încă o mașină adusă la comandă. Însă de data asta, să zic, e o mașină mai controversată, pentru că, nu știu, cred că majoritatea oamenilor pe care i-am întrebat despre mașina asta sau marca asta în general au fost foarte supărați așa și foarte porniți să dea cu hate în mașina asta, mai ales în modelul ăsta. Este un Opel Insignia, probabil mulți dintre voi le vedeți destul de des pe stradă sau poate unul dintre voi le aveți și în familie. După părerea mea, mașina asta, pentru cât costă și ce poate să-ți ofere la prețul respectiv, e o mașină bună. Mașina este echipată cu sfântul motor de 2.0 diesel 160 de cai. Da, este motorul ăla cu probleme pe care nimeni nu-l suportă, nimeni nu-l laudă, toată lumea fuge de el, dar eu zic că dacă ești preventiv, probabil motorul ăsta rezistă și el destul de mult în timp. Mașina asta este din 2012, este Euro 5, este o configurație destul de interesantă, are două chei, tibriceac de altfel, și cred că este prima Insignia cu cutia automată pe care o conduc și este prima Insignia 4x4, adică sunt foarte, foarte rare. Iar mergând în partea din față, putem să observăm farurile astea cu xenon, adică ea ca și dotări are destul de multe dotări, avem senzori de parcare pe față, avem jantele astea pe 18 ce sunt echipate cu anvelope de iarnă în stare foarte bună, parbrizul în stare bună și el. Ideea este că mașina a venit și cu jantele de schimb, dar abia ce a fost luată de la detailing, pentru că a fost una dintre cerințele clientului și momentan jantele nu mai sunt în mașină, o să fie preluate de la băiatul de la detailing când o să fie preluată și mașina de către client. Și interiorul, da, este curățat acum, dar arată destul de bine. Și vorbeam mai devreme despre dotări. Mașina are scaune full electrice cu memorii, ceea ce cred că e prima dată când văd asta pe Insignia. Avem aici memoriile, avem volanul cu comenzi, pilot automat, cutie automată, încălzire în scaune, climă, navigație. Scaunele astea arată și ele destul de bine. Mașina are undeva la 212.000 de kilometri și nu mi se pare deloc o mașină rea. Adică, nu știu, mi se pare că îți oferi destul de multe, depinde și cât plătești pe ea, bineînțeles. Iar astea pe aici, geamuri electrice, mi se pare că și în spate mașina arată destul de bine. Interiorul ăsta e foarte interesant și probabil mașina asta a fost destul de scumpă de nou. Jantele mai sunt și ele ciupite, sunt murdare, însă cerința clientului a fost de un detailing interior. Senzori de parcare și pe spate. Hai să ne uităm puțin la spațiul din portbagaj. Deschidere din cheie. E un portbagaj destul de spațios, adică în ciuda faptului că multă lume se plânge de mașina asta și nu o laudă și o urăște din tot sufletul, totuși sunt foarte, foarte multe pe stradă, adică paradoxal, dar nu mi se pare o mașină rea, adică depinde foarte mult ce nevoie ai și depinde foarte mult, nu știu, ce așteptări ai de la mașina asta. Pentru că dacă până acum ai condus, nu știu, mărci mai premium și o să vii la o Insignia, probabil o să ți se pară că e o mașină slabă. Ăsta, în primă fază, am crezut că este pus la mișto, dar mașina chiar este 4x4 și se simte destul de bine. Ca și dimensiuni ale anvelopelor, avem 235x45x18. După cum ziceam anterior, astea sunt de iarnă și mașina a venit și cu niște jante de vară, care până la urmă și alea costă 3-400 de euro. Dar nu mai sunt acum mașină pentru cei care folosesc Instagram, sau am făcut un clip anterior în care am prezentat mai multe mașini ce au ajuns în perioada asta și se pot vedea acolo și jantele de schimb. Deci mi se pare un interior foarte frumos ăsta și rar, foarte rar. Adică cine a cumpărat-o de nou a avut un singur proprietar în Germania. Cu siguranță a plătit peste 30.000 de euro pe mașina asta, pentru că interiorul ăsta din piele, cred că e prima dată când îl văd pe o Insignia, cutia automată, memoriile și cu siguranță, nu știu, mă gândesc că dacă cineva ține undeva la 11 ani o mașină, probabil că i-a și plăcut sau pur și simplu acum a considerat că este momentul să o vândă. Și anvelopele astea pe iarnă mai ales, cu siguranță vor mai ține un sezon, două, depinde cât de mult se va merge cu mașina. După părerea mea, oricum, nu e o mașină urâtă.
Are și ea problemele ei cum are orice mașină fabricată vreodată, dar mi se pare că totuși hate-ul ăsta e oarecum nejustificat și eu consider că Opel în general ca și marcă este o marcă bună pentru prețul pe care îl dai pe ea. Adică îți oferă suficiente dotări și nu sunt mașini rele. Doar că trebuie să ai așteptări normale de la ele, pentru că nu poate să-ți ofere, luând în considerare și prețul de nou și prețul de second, n-are cum să-ți ofere ce-ți oferă un BMW sau un Mercedes, pentru că este un alt preț. Iar acum mai să vedem haterii Opel, cum este cel mai bine unui Opel, bineînțeles cu capota ridicată, pentru că știu că probabil marea majoritate ce o să vadă clipul ăsta sunt fani BMW, Mercedes, Volkswagen și sunt sigur că la anul ăsta, la 2012, dacă ar fi vorba de o mașină Euro 5, și ar fi cumpărat orice altceva în afară de Insignia, dar e o mașină cinstită. Adică dacă ai așteptări normale, eu zic că nu te va dezamăgi. Și cum cel mai important lucru la o mașină este motorul, e bine, ăsta este sfântul motor și cred că este cel mai huiduit motor din istoria producătorilor de mașini. Motorul ăsta de 2.0, 160 de cai. Însă eu zic că dacă îl întreții cum trebuie și îl ții din scurt și știi problemele și le previi, să zicem așa, eu zic că totuși e un motor care ține, adică orice mașină dacă o îngrijești și o ții din scurt, eu zic că nu va pica foarte, foarte devreme. Nu știu, e un motor bun, zic eu, 160 de cai oricum pe caroseria asta sunt oarecum suficienți. Și de la volan cam asta este priveliștea, cam asta e interiorul. Avem navigație, avem încălzire în scaune, climă, cutie automată, ăsta probabil va trebui schimbat, e destul de uzat. Iar pe aici avem diferitele setări pentru navigație, audio, destinație, scaunul din dreapta arată și el destul de bine. Aici sunt setările pentru pilotul automat, iar aici sunt cele pentru partea de audio. Aici avem blocul de lumini pentru partea de lumini automate, fază lungă, fază scurtă. De aici avem setări pentru computere de bord, consum și toate cele. Aici, pentru confortul șoferului, să zicem așa, avem setările pentru oglinzi, geamuri electrice și chiar și astea pe aici mi se pare că arată destul de bine, chiar dacă totuși mașina are niște ani în spate și are niște kilometri ok, zic eu, 212.000. Haideți să o și pornim, pentru că probabil mulți dintre voi ați intrat să vedeți cum sună motorul ăsta de 2.0 pe Insignia. S-a aprins acolo și navigația, a pornit și partea de radio. Suntem un off-road, cum ar zice, în navigația asta de Opel. Și cam așa sună motorul. Avem funcția de needle sweep, ceasurile care se duc peste cap. Și având în vedere că motorul e rece, sună cam așa. Având în vedere că toată lumea zice că ăsta e un motor prost, totuși mi se pare că e cât de cât silențios și sună un diesel Euro 5 cât de cât rafinat, adică nu sună chiar rău, având în vedere că motorul e și rece. Cam asta e lumina de la farul de cu xenon și sunt și adaptive, pe timp de noapte sunt destul de interesante și îți oferă o vizibilitate destul de bună. Deci eu zic că mașina asta, pentru cine are așteptări normale, este mai mult decât bună. Urmează să îi se facă o revizie, mă rog, urmează probabil să ajungă la kilometri la care este setată revizia. Dar ca și uzuri, după părerea mea, arată destul de bine mașina. Aici avem un consum de 1,1 litri pe oră, pentru că mașina este rece, se vede acolo și la temperatură. Și aici putem umbla în diferitele setări ale mașinii, iar de aici avem navigație. Consumul pe 2700-800 de kilometri de 7,5 cu viteză medie de 53 la oră. Deci mașina a mers oarecum în regim extraurban. Și de aici setăm pilotul, de aici îl oprim. Avem funcție de resume și în funcție de setare viteză. Volanul are o uzură, dar din nou are și ea niște ani în spate. Aici avem trip-ul, consumul instant, range-ul. Eu zic că mașina asta la drum lung ar trebui să consume undeva la 6%, cred. Depinde foarte mult și de viteza cu care se va merge și dacă se va merge constant. Îmi place faptul că are inserțiile astea pe aici,
și se continuă pe acolo pe bord, merg până pe ușa cealaltă. Adică e o configurație interesantă și nu mi se pare o mașină rea. Adică știți foarte bine că mie îmi place să o promovez și să prezint și mașini mai diferite sau mai rare întâlnite, pentru că oamenii în general pe YouTube au tendința de a prezenta mașini ce fac vizionări, ceea ce este absolut normal, însă nu spun și adevărul despre ele. Mașina asta, da, are și ea problemele ei, motorul ăsta are și el problemele lui, dar dacă le știi și le previi, eu zic că e o mașină bună. Și din nou trebuie să ne raportăm la prețul de achiziție, pentru că nu știu să vă dau așa un range de preț, după cum am zis și în clipul în care am prezentat mai multe mașini ce au ajuns. Nu știu câte mașini la un range de 5.500 de euro maxim. Ai mașină Euro 5, ai mașină 2012, ai mașină cutie automată, ai încălzire în scaune, ai climă, ai piele, ai scaune cu memorii, ai kilometri decenți, ai jante de schimb, adică ăsta e costul pe care clientul plătește la cheie cu mașina, curat, făcut cu absolut tot. Și mi se pare un preț ok. Iar aici avem speed warning și avem cei mai mari consumatori ai mașinii. Bine, mașina asta are într-adevăr niște funcții, doar că probabil mulți pleacă cu ideea că e o mașină proastă și nici nu cred că iau mașina asta în calcul. Iar dacă o să băgăm în reverse, avem aici un afișaj pentru senzorii de parcare. Dacă folosiți Instagram, găsiți acolo pozele cu ea din Germania, de la dealer și de când a ajuns. Iar dacă nu, iată, i-am făcut și o scurtă prezentare. Așadar, asta este insignia adusă la comandă. Așteptările voastre în comentarii dacă aveți o insignia în familie, dacă sunteți mulțumiți de ea, de ce, dacă nu, de ce. Iar dacă vreți să vă cumpărați o insignia, care este motivul pentru care ați vrea să faceți achiziția sau upgrade-ul la o mașină de genul ăsta. Eu vă mulțumesc pentru vizionare, iar noi ne vedem la următoarele episoade. Vă salut!